Diana Șoșoacă a făcut spectacol, așa cum ne-a obișnuit, și a criticat în Parlamentul European nerespectarea statului de drept în România. Eurodeputata a vorbit despre respingerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale de către Curtea Constituțională, pe care a descris-o ca fiind o decizie abuzivă și fără temei constituționale. În timp ce solicita colegilor săi să fie conștienți de aceste încălcări, discursul ei a fost întrerupt de președintele de ședință din cauza depășirii timpului alocat. Vreau să vă aduc la cunoștință un caz extrem de grav care se întâmplă de 3 zile în România. Sunt președinta partidului SOS România și conform sondajelor reale dețineam primul loc pentru președinția României, care va avea loc pe 24 noiembrie. Curtea Constituțională, pentru prima dată în istorie, mi-a anulat candidatura la președinția României, nu pe motive de constituționalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru faptul că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, pentru că am luptat împotriva botniței din pandemie, pentru că am fost amendată de un polițist că am depășit viteza deși sunt în proces cu acel polițist, pentru că am făcut declarații politice în Parlamentul României ca senator, încălcându-se articolul 72 din Constituția României și articolul 9 și 10 CEDO, prin care declarațiile politice ale unui parlamentar au imunitate, nu putem să fim condamnați pentru așa ceva. Nu am fost judecată, nu am fost citată, am avut dreptul la apărare și am fost judecată pe articole din ziar.